Hai! Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică, schimbarea de sistem, titlul emisiunii noastre de astăzi, cu invitatul meu special, practic, din punctul meu de vedere, singura persoană care poate aduce această schimbare, în mod evident, înconjurat de oameni de calitate profesională, morală, competență, care să achieseze la ideile, principiile domnului Călin Georgescu, cele 5 puncte, proiectul de țară, dar și alte asemenea care pot face ca România să redevină ceea ce a fost. Nu întâmplător, domnul Călin Georgescu a dat exemplu și a făcut o trecere în revista câtorva personalități ale istoriei României, eu știu, are celor care au avut un impact deosebit în promovarea culturii naționale și pentru a putea trezi conștiința națională, fiindcă, repet, a spus-o și domnul Călin Georgescu, o spun și eu, anul 2024 este un an crucial pentru România. Practic, ultimul tren de redresare națională și din punct de vedere economic și din punct de vedere educației, dar din toate punctele de vedere. Însă, să las pe invitatul meu special din această seară, domnul dr. Călin Georgescu, să explice aceste aspecte și să continue de unde rămăsesem înainte de pauză. Vă rog, domnule Călin Georgescu. Mulțumesc foarte mult. Deci rămăsesem la, înainte de pauză, asta spuneam că toate aceste tradiții, valori sacre, nu le-am moștenit nici de la, sau nu ne-au fost învățate nici de școală, nici de biserică, cu toate că în ambele, sigur, s-a militat pentru ele, dar cel mai mult le-am preluat de la mama. Și mama de la mama ei, asta spuneam, și mama de la mama ei, până ajungem în preistorie și apropo, ajungem să acolo... Apropo, ați fost mulți frați, domnule Călin Georgescu, asta? Unul singur la părinți, da. Extraordinar. Însă, cu asta ajungem în preistorie, pentru că fiecare mamă a preluat de la mama ei. Sunteți un om sensibil? Bineînțeles, pentru că toate aceste lucruri ne-au fost date de către mama și au fost date în așa fel încât atât cât ea l-a respectat pe tata și practic toată familia și a fost fundamentul ca orice femeie care are o noblețe desăvârșită, doar că ea nu mai este înțeleasă astăzi. Fără femeie, familia se prăbușește, pentru că ea este cea generatoare de creație. Și apropo, știți ce se deșteaptă astăzi în lume? Energia feminină. Energia creației, nu a violenței. Că dacă lumea era condusă de către femei, cu siguranță ne ajungeam în halul în care am ajuns. Excepțional. Dar asta este o ca paranteză. Revenind însă, de la mama la mama ajungem în preistorie. Vă e dor de mama dumneavoastră? Cui nu este, dar ideea este una singură, că trebuie să o nobilăm prin faptele noastre. Frumos. Fiecare dintre noi. Frumos. Și așa ajungem în preistorie. Da. Și acolo în preistorie înțelegem că pogăcile acelea pârjolite în spuză, vă amintiți de ele când le făcea bunica și mama la plită, ele practic erau pâinea noastră cea spre ființă. Înțelegeam viața din ele. Deci practic toate aceste lucruri le-am moștenit, le-am primit din generație în generație. Și ele practic, aici vreau să ajung, sunt veriga noastră puternică spirituală, ADN-ul nostru spiritual, care ne menține în viață. De ce spun asta? Pentru că dacă ele nu ar fi, sau acest ADN ar fi afectat sau dori să fie schimbat exact cum dorește Marea Resetare și cu globaliștii de care spuneam mai devreme, da, atunci asta va crea monștri. Și se vede asta în jurul nostru. Prin modul în care Dumnezeu este trădat, prin biserica care este pusă la zid de către cei care astăzi conduc lumea, prin educația care este terfelită, prin formele macabre date de aceste formațiuni de LGBT și toate chestiunea, din Părinte 1, din Părinte 2, toate aceste elemente practic devastatoare din punct de vedere al spiritului uman și al nobleței ființei umane. Și ne întoarcem practic la ce v-am spus, pentru că odată ce acest ADN spiritual este schimbat sau modificat, el naște monștri. Ori valorile noastre spirituale,
credința în neamul românesc și tot ce a însemnat cultura sacra ancestrală sunt practic pentru noi astăzi anticorpii care ne protejează de boli pe noi și pe noi ca neam. Este foarte important ce vă spun. Da. De boli, de covizi culturali și așa mai departe. Făcându-ne însă să stăm în picioare și să ne protejăm de toate aceste dezastre din jurul nostru, formându-ne ca persoane suverane și nobile și depășind cu această putere a tradițiilor și a valorilor noastre milenare situația pe care o avem astăzi în față. Dacă acești anticorpi ar fi distruși, imunitatea noastră ca ființe și ca neam ar fi anihilat. Asta este foarte important. Și atunci, practic, ele s-ar duce într-un cancer de ăsta spiritual care, practic, ar distruge lumea. Ori aici suntem noi. De aceea România are o capacitate imensă să se refacă prin tradițiile pe care le păstrează, prin formele vechi și întoarcerea la rădăcini pe care am militat și pentru care am militat permanent și pe care se practică mult în satele românești și practic în toată țara în aceste momente, față de tot ceea ce astăzi are Occidentul. Adică doar o linie perfectă care să răspundă unor decizii date de guvern. Foarte corect. Exact. Și acum, pe acest fundal, de aceea eu permanent fac mereu referire la istorie și practic istoricii de marcă a acestei țări, care categorică mai sunt și fac fală acestui neam, militează pentru ei, de aceea eroii noștri sunt aceiași și nu pot fi schimbați. Milenari, rămân acolo. Exact. Nici unul nu poate să fie schimbat de pe poziția lui și, practic, aceste forme, sigur, de cele mai multe ori mârșave din partea celor care rescriu istoria, nu pot să aibă decât același destin și anume, practic, afundarea lor în mocirla istoriei. Revenind însă la ce m-ați întrebat legat de ce ar fi de făcut în continuare față de situația actuală, în primul rând trebuie să știm cine suntem și prin asta știm cine suntem, prin respectarea tradițiilor, respectarea istoriei. Să știți că nu este atât de important matematica în școală, că se face în fiecare zi. Istoria trebuie să se facă în fiecare zi. Mihai Eminescu să fie studiat până în ultimul an de facultate. Nu să se studieze poezia Lacu și aceea pe jumătate și să nu se înțeleagă valorile imense pe care această conștiință națională a noastră ni le-a dat. Deci, istoria este sfântă pentru că ea mărturisește adevărul. Și unde este adevărul este Dumnezeu. Cine are istorie nu poate să aibă națiune. Așa e. Asta este ideea. Și nu pot să nu dau acest exemplu și încerc scuze. Mi-a venit în minte românii sunt Mihai Voivod Viteazu, din minte ca întâi mei, unde spunea la început, n-am cum să uit, deschid Sfânta Carte unde se află istoria României ca să pun înainte a fiilor ei câteva pagini din istoria glorioasă a poporului român. Corect. Pagini de aduce aminte în care românii sub povața cel mai viteaz domnitor din veacul al românilor încheiară veacul al XVI-lea și spune acolo referire la Dumnezeu armatelor noastre. Exact, poate asta vreți să spuneți bine, în mod total metaforic, însă pentru că schimbarea de sistem nu este posibilă fără o implicare, pot să spun chiar din punct de vedere politic. Ne aflăm la mijlocul anului 2022, domnule Călin Georgescu. În urma alegerilor din 6 decembrie 2020, Alianța pentru Unirea Românilor, atunci când a mers la Cotroceni pentru a negocia, că așa se întâmplă, președintele României cheamă reprezentanții partidelor politice ca să asculte propunerile pentru funcția de prim-ministru. Candidatul v-a propus pe dumneavoastră atât în 2020, plus în 2021, când a intervenit acea criză generată de ieșirea de la guvernarea USR. A fost la un moment dat președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor. Ce s-a întâmplat?
foarte mulți români nu cunosc faptul că dumneavoastră nu mai sunteți președinte de onoare la UR, vă identifică încă cu Alianța pentru Unirea Românilor, n-ați fost niciodată membru a UR, nu? Niciodată. Din câte știu. Și care mai este relația, ca să știm exact pe ce linie politică mergeți, ce funcție în stat, eu știu, considerați că vi se potrivește pentru a putea genera schimbarea de sistem și mai ales cui vă adresați, pentru că dumneavoastră trebuie să vă adresați, din punctul meu de vedere, tuturor românilor, indiferent de locul unde aceștia se află, și mai mult decât atât, trezirea conștiinței naționale în a crede în ceva ar trebui făcută prin vot în 2024 sau când va fi el. Vă întreb pe dumneavoastră ca să transmiteți acest mesaj, evident, sincer, și ca să eliminăm această paradigmă care, eu știu, generează fel de fel de modalități de exprimare. Ba că sunteți membru, ba că, eu știu, vreți să candidați la funcția de președinte, ceea ce ar fi extraordinar din punctul meu de vedere. Dacă nu mă înșel anul trecut, când am avut o emisiune cu dumneavoastră și erați candidat ori pentru funcția de prim-ministru, v-am întrebat, nu credeți că vi se potrivește mai bine funcția de președinte a României? Și a spus că încă nu știți cum vor evolua lucrurile. Vă rog, am pus foarte multe întrebări, dar vă ascult cu drag. Nu, este în ordine. Numai eu și telespectatori. Vă rog. În primul rând, eu nu am fost niciodată membru al Partidului AUR și n-am avut niciodată o relație instituțională cu Partidul AUR. Pe de altă parte, atunci când am fost doar propus, de fapt, președinte de onoare și atât. Eu am și declarat acest lucru, trebuia să fie un congres al partidului care să numească statutar acest lucru, însă nu a mai fost cazul și mai bine că nu a mai fost cazul, pentru că proiectul de țară pe care la vremea respectivă, acum 9 ani de zile, de fapt, eu l-am propus și la vremea respectivă Partidul AUR. Sigur, în campanie l-a folosit acea cărticică, pe care România are proiect de țară, da, a ajutat foarte da, mult. Da, numai la că nu era acest partidul, nu era proiectul lor, era sigur proiectul meu. Eu am acceptat ca să fie transmis din iubire, în special față de neam și față de neamul meu românesc. Însă, pe de o parte, s-a văzut că nici nu l-au înțeles, nu l-au pus în practică, de fapt, cu nimic. Și cel mai mult m-a dorut că sunt foarte mulți membri de mare valoare pe care i-am cunoscut așa, atunci când a fost momentul, puțin, dar i-am cunoscut în teritoriu, nu au fost luați în considerare din punerea sufletului lor mare, care își doreau exact ceea ce am vorbit și noi astăzi și toată lumea este pe buzele tuturor, și anume schimbarea de sistem. Nu te poți complace într-un sistem actual practic de departe neoliberal, făcându-te că îți pasă. Dacă îți pasă, atunci trebuie să-ți aduci jertfă. Și jertfa se face prin dăruire totală. Nu prin scheme absolut penibile pe care clasa politică și inclusiv conducerea acestui partid a făcut-o în decursul timpului. Eu nu am nimic de a face cu acest partid, și îmi rezerv drepturile că acest proiect, în primul rând hrană, apă, energie, eu l-am scris, este, îmi aparține, și nu că mi-aparține mie, eu l-am pus la dispoziția, la OSIM, la dispoziția, dar bineînțeles, la dispoziția poporului român. Perfect. De aceea, singurul partid pe care eu îl recunosc este Partidul Poporului Român. Și la el mă raportez. Evident că voi crea, și am creat deja, un vehicul politic personal pe care îl voi duce și îl voi coordona eu, și unde evident că este deschis categoric la strângerea rândurilor, la unitate, mai ales într-un moment în care, și de aceea mă uit cu mare compasiune la cei care discută de naționalism astăzi și care sunt împărțiți în fracțiuni din ce în ce mai mici și nu înțeleg că de fapt jocul, sistemul, este tocmai de a împărți acest naționalism și nu a lăsa cea mai mare putere să se manifeste, și anume vocea poporului român. Să știți că din totdeauna masele au speriat
Și a fost singura sperietură dată celor de la foarte putere. Foarte corect. Să nu uităm ordonanța 13 din 31 ianuarie 2017. Când au dat înapoi cu ordonanța de urgență 13, numai atunci când au ieșit românii stradă. Despre corect? Este vorba. Aveți mare dreptate. A fost de la Horea, de la Tudor Vladimirescu, de la Avram Iancu. Toți s-au speriat atunci când masele se adunau. Ori acest lucru se va întâmpla. Indiferent ceea ce vor face, pentru că este vremea și timpul să ne slujim neamul din care am răsărit și ne-am ridicat. Este vremea să înțelegem că singura politică pe care trebuie să o facem și avem datoria să o facem este iubirea de neam și apărarea drepturilor lui sfinte. Dar pentru asta trebuie să ai acest lucru în inimă. Exact cum v-am spus de acel plan în 5 puncte pe care trebuie să-l porți în inimă. Știți că am fost acuzat, că am mai spus asta de acest plan, când pe primul punct am spus legi puține, simple și pe înțelesul tuturor. Și am fost atacat spunându-mi se această replică absolut banală. Domnule, zice, păi stai că noi suntem Uniunea Europeană și... Dom'le, dar cum să spun? Ce legătură are? Nu e asta tema mea. Dar nu că sunt legile care trebuie să le respectăm. Dar nu mă interesează chestia. Nu e chiar așa. Dom'le, peste... Eu subliniez un lucru. Pământul nostru sacru este acesta. Indiferent ce se spune de jur împrejurul nostru. Și pentru că nu trebuie să luăm în calcul ce spun alții decât prin prisma inimii noastre. Noi nu avem altă datorie decât să continuăm linia neamului. Exact așa cum au făcut-o moșii și strămoșii noștri. Iorga a avut o afirmație fenomenală și anume că istoria noastră trebuie continuată. Este o lege nescrisă. Mersul continuu al istoriei, adică suntem ceea ce suntem și nu vom fi decât ceea ce suntem. Noi nu putem să fim o schemă pe masa unora în așa fel încât astăzi România este doar piață de desfacere pentru așa zisul club al Uniunii Europene, este doar forță de muncă, exact ca în perioada 40 care este vândută în afară și este doar exploatare de resurse. Asta este România astăzi. Așa este. Ori noi nu trebuie să mai vindem nimic, ci doar să ne gospodărim intern, să preluăm tot ceea ce avem ca resurse în interesul statului român, să înțelegem atât pentru totdeauna că singura lecție de economie pe care România, sper că a învățat-o în acești 32 de ani, este aceea că ne putem administra singuri resursele, singuri resurse, deci trebuie să ne hrănim singuri și trei, dacă exportăm ceva și putem să exportăm și avem datoria să exportăm, este totul cu valoare adăugată mare și foarte mare. Tu nu poți să-ți vinzi lemnul. Apropo, știți că i-am auzit pe indivizii aceștia la Davos cum proclamau ei certificatul carbon. În primul rând este un fals. Dar pe de altă parte, nu pot să nu remarc că la Davos au venit peste 1400 de avioane private. Oricine pe cine protejează aici? Apropo de certificatul carbon. Asta este o întrebare. Și a doua este cea legată de faptul cine taie pădurile în România. Le taie cumva țăranul român? Nu. Le taie corporațiile. Exact. Ori să înțelegem bine, nu poate să fie România acuzată că cetățeanul român sau țăranul român pe care el l-a transformat neidentificabil în fermier, cum spuneam mai devreme, este cel vinovat de tăierea pădurilor. În niciun caz. Sunt cei care îi protejează pe ceilalți, și anume pe corporații, să taie pădurile României. Noi nu am defrișat doar trunchiuri de pădure, am defrișat trunchiuri de suveranitate. Asta este drama acestei țări. Și aveți soluții ca să putem eradica acest... Ori acest lucru s-a ajuns aici pentru că a fost o selecție inversă, cum spunea Mihai Eminescu. Adică s-a întors piramida invers și au ajuns pseudoculții, pseudo-intelectualii, care sunt mult mai gravi decât a fi incult. Să știți că diferența între incult și pseudocult este foarte mare. Adică incultul este
așa, blajin. Nu ai ce să spui foarte mult. Dar da, pseudocultul este foarte periculos. Exact. Pentru că știe niște lucruri, le știe, majoritatea le știe fals și caută să conducă în a perverti practic tot ceea ce este sfânt. Și s-am fost la târgul de ceramică sâmbăta trecută la Horez. Și am două lucruri să spun. Prima este că de o noblețe formidabilă meșteșugarii români, puținii care au mai rămas, toți în vârstă, toți predau ștafeta. V-au recunoscut, domnule Georgescu? Sigur că da. Da. Bun. Sigur că da. Și da, sigur, sunt onorat de acest lucru, dar dincolo de asta este faptul că nu aveau decât să predea ștafeta copiilor lor, foarte puțin ucenici, făceau cinste și au făcut cinste mereu acestui neam prin mâinile lor îndemânatice de a plămădi lutul țării. Însă la fel de dramatic este că peste 80%, peste 85% de fapt din tot ce am văzut la Horezu, erau chiciuri venite din China și din Bulgaria cu titulatura Horezu. Și întrebi administrația locală, cel puțin de la Horezu, dacă nu statul român, unde este prezent? Sau partidul politic de care îmi spuneați mai devreme, de care v-am spus că este insignifiant oricum, sau altele, unde sunt prezente în a opri acest dezastru față de țăranul român și față de istoria națiunii? Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, acolo m-am văzut cu și eu prima dată cu Ilinca. Ilinca era un și este un bărbat de o frumusețe rară în vârstă, care produce opinci. Și mi-a arătat într-o desagă lângă el opincile pe care le-a strâns în cursul vremii. Opinci de acum 80 de ani, de acum 100 de ani, cele care au făcut războiul, prada de război din partea Germaniei luată de români, motociclete, din cauciucul de la motocicletă, a făcut opincă. Și am văzut această opincă pe care soldații au folosit-o și foloseau opincile în a învinge dușmanul. În opinci au învins dușmanul țării. Ori problema astăzi în România este că noi nu murim de numărul dușmanului, de numărul dușmanilor sau de armamentul lor. Boala o avem în suflet, cum spunea Goga. Este o epidemie înfricoșătoare de meningită morală care se află în special în politica românească. Ori stând de vorbă cu Nea Ilinca, am realizat că m-am întâlnit cu Socrate. Pentru că înțelepciunea lui și, practic, înțelepciunea acestui popor este atât de sacră încât poporul acesta nu poate să piară. Și mai mult de atâta, el se va înălța prin spiritualitatea pe care o are în fiecare celulă a sângelui lui astăzi. Ori prin Nea Ilinca și prin alții ca el, prin toți acești meșteșugari pe care i-am întâlnit la Horezu, această națiune română va triumfa. Și va triumfa prin modul în care au reușit să apere însăși cu prețul vieții lor, apropo de cum trăiesc astăzi, tradițiile și valorile spirituale acestui neam. Este esențial ce vă spun. Este. Pentru că aici se află, în limba noastră cea bătrână, terfelită de acești obedienți ai puterilor internaționale, neștiind să vorbească limba română, dacă nu știi asta, cum poți tu să te exprimi față de poporul tău? Ați înțeles? Da. Titlul emisiunii, Schimbarea de sistem. V-aș întreba, cum puteți schimba sistemul? Cum puteți lupta cu acest sistem care s-a împământenit în, eu știu, în structura de putere a României prin toate modalitățile financiare, instituționale, influența politicului în toate ramurile vieții economico, sociale, politice și așa mai departe. Nu credeți că va fi greu? Și pe ce vă bazați în lupta cu ei? Pentru că, practic, dumneavoastră dați semnalul că sunteți dispus
alături, bineînțeles, de poporul român, pentru că el vă este principalul aliat, dar va fi o luptă extrem de grea, va fi o luptă inegală, dacă vreți să spun, în condițiile în care ei primesc subvenții de la stat potrivit legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și deja porniți cu un mic handicap. Însă pe ce vă bazați? Trebuie să știe românii, telespectatorii, că ați pornit la luptă și că nu e o luptă ușoară. Care credeți că va fi atuul dumneavoastră în lupta cu sistemul? Să știți că nu se pune problema că nu va fi o luptă ușoară. A trebuit spus că este o luptă sfântă. Și l-am de partea mea și l-avem de partea noastră pe Dumnezeu. O țară fără Dumnezeu și fără de cultură nu poate să existe și nu poate să fie condusă. Investiția în educație nu vine doar din bani, ci vine din spirit. Ori schimbarea se face prin puterea gândului, exact cum au făcut-o strămoșii noștri. Știți cum a spus unul din titanii patriotismului românesc, Gavrilo Goranu? Spunea: mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine. Păi nu mai poți să spui nimica după aceste cuvinte. De aceea acesta este răspunsul. Nu poate să fie altul. Ideea este atitudinea, gândul, supremația inimii tale, lucrurile acestea materiale, că sistemul conduce, că... Da, eu înțeleg. Dar le spun la fel de bine, mai bine renunțați și veniți alături de noi. Dar știți care este chestia? M-am întâlnit și eu cu câțiva dintre ei. Și e amuzant așa, că nu vor să se predea. Da. Ei au o temă pe care o rostogolesc, că noi controlăm butoanele. Da, posibil. Dar numai că totul se face cu voia lui Dumnezeu. Și a venit vremea schimbării. Se simte asta în freamătul apei, în zgomotul vântului, în adierea lui, în freamătul pădurii. Toate astea se simt. Numai că trebuie să le percepi, să știi să le citești, să le înțelegi. De aceea am spus întoarcerea rădăcini. Pământul strămoșesc, asociația pe care am fondat-o, da, are această și a dezvoltat această misiune sacră, întoarcerea rădăcini, a înțelege semnificațiile, de a ne întoarce la ceea ce a fost baza și fundamentul acestui popor, și anume micul proprietar. Economia înseamnă micul proprietar. De aceea, doctrina viitorului partid aceasta va fi suveranist distributistă, suveranist pentru că trebuie să fim independenți, așa cum am fost lăsați de Dumnezeu ca ființe suverane și divine, fiecare pe această planetă, nu doar noi, că am moștenit această țară, ne-a fost dată de Dumnezeu și că schimbarea ca atare se face doar coborând totul la mic, de a înțelege că acest sistem atrofiat, super complex și dezvoltat, nu a fost decât să distrugă practic economia, de să ne întoarcem la mic, la micul producător, ca statul să-l poată ajuta și prin producția care va fi răspândită cât mai mult, vor fi micro-întreprinderile care vor lucra împreună în rețea. Asta înseamnă distributism, înseamnă aplicarea creștinismului la nivel local, înseamnă relația între sat și oraș, care să se îngemeneze ca o forță sublimă pentru a puncta eternitatea pe care o avem moștenită de la Dumnezeu. Ar fi extraordinar. Iubirea. Depolitizarea administrației publice locale, eu știu, eliminarea dependenței față de axul central de puterea statului. Cum îl vezi realiza? Vă gândiți și la asta? Știți cum e poziția asta cu politică? Toți trebuie să facem politică și facem politică. Pentru că politica de la vechii greci, de departe cei mai înțelepți, apropo de înțeleptul nostru de care v-am spus, de Nea Ilinca, de Socrate al nostru, cum l-am văzut eu, este binele cetății. Păi așa cum am... De la roata care producea, nu, roata de apă, da, ducea energie acolo local, s-a făcut uzina hidroelectrică. N-a fost decât un pas.
De aici a plecat. Ne întoarcem la rădăcini. Politica înseamnă, în primul rând, cum am spus, binele cetății. Înseamnă implicarea ta și a fiecare dintre noi, inclusiv prin puterea gândului. Dacă gândul a cedat și eu ascult ce este la televizor, care îmi spune, nu știi nimic, nu cunoști, îți dăm noi, îți spunem noi ce este de făcut, înseamnă că nu fac decât jocul lor și care, practic, a adus cel mai puternic virus care există astăzi. Știți care este? Nu ce spun ei. Minciună. Sigur. Ăsta este virusul actual al societății în care trăim. Ori noi nu trebuie să mai trăim în minciună. Acesta este mesajul meu către poporul român. Nu mai trăiți în minciună. Trăiți doar în interiorul vostru, în inima voastră, în sufletul vostru și în singura politică pe care o putem face, și anume iubirea de neam și apărarea drepturilor lui sfinte. Atât și nimic mai mult. Da. Însă România, evident, indiferent de situație, nu poate fi un stat izolat. El trebuie să aibă relații internaționale cu toate statele, întemeiate pe principiile și celelalte norme generale admise ale dreptului internațional. Și de aceea vă întreb, din punct de vedere a politicii externe, domnule Călin Georgescu, cum vă gândiți să prioritizați această activitate, pentru că e foarte importantă? Din păcate, în ultimii ani ne bazăm pe o slugărnicie din partea celor care reprezintă interesele statului român, nu numai față de instituțiile Uniunii Europene, ci față de raporturile cu celelalte state. Și aici nu mă refer neapărat la parteneriatul cu Statele Unite sau cu Germania sau cu alte state importante din punct de vedere economic, ci cum veți aborda dumneavoastră această problemă extrem de importantă? În primul rând, noi am avut niște giganți în diplomația românească. Fie că îl numesc pe Titulescu, fie că îl numesc pe Petre Carp, pe Iorga, pe maestrul meu, pe Mircea Malița. Da. El, Mircea Malița, a adus realismul în politică. El a fost fondatorul acestui concept nobil pentru România. Dar lângă ei, vă spun exact ceea ce și eu, la rândul meu, am fost și am învățat de la ei și am fost instruit de către Mircea Malița în acest sens. Domnule, trebuie să ai bine cu toată lumea. Exact. Politica externă, diplomația, inexistentă astăzi din nefericire, are o singură bază, stabilirea de priorități. Asta înseamnă politica externă. Care sunt prioritățile pentru statul tău? Suveranitate. De la suveranitate plecăm și atunci orice negociere, orice discuție se face cu acest obiectiv în față. De aceea nu sunt obiective, cum nu au fost niciodată intrarea Uniunii Europeană și NATO, sunt doar mijloace. Obiectivul tău este suveranitatea țării tale. De aceea trebuie să ne avem bine cu toată lumea, cu toate puterile mari și în special cu vecinii. Trebuie să înțelegi care este harta lumii, unde ne aflăm, care este rolul Chinei astăzi, rolul Statelor Unite. Apropo de ce a spus Kissinger, faptul că America astăzi deja este divizată, se vede foarte bine. Apropo de ce a spus Kissinger, ce au spus ceilalți ulterior, că a fost senatorul Rand Paul, că a fost șeful statului armat american, generalul Mark Milley și alții. Deci se vede limpede ce se întâmplă astăzi în America și faptul că s-a produs deja o turnură imediată din punct de vedere al politicii americane astăzi pe harta globului. Se vede limpede că s-a pierdut această situație din mână, tot comutată de către ei special pentru a câștiga resurse, că dacă te uiți la partea de est a Ucrainei, realizezi ce face astăzi Rusia. Că dincolo de petrol și de resurse de grâne, discutăm de nichel, discutăm de cobalt, discutăm de platină, sunt elemente importante pe harta chimice, pe harta lui Mendeleev, pe tabloul lui Mendeleev, care fac jocul internațional, unde Rusia este foarte bine plasată. Ori trei țări mari astăzi în această lume, respectiv America, China și Rusia, trebuie să te poziționezi foarte atent față de ele și în mod egal cu fiecare, urmărindu-ți obiectivul tău,
suveranitate. Cum ar trebui să se poziționeze România din punctul nostru de vedere? România în acest trebuie să joace jocul resurselor. Adică, în primul rând, ea trebuie să-și contabilizeze ce are ca agricultură și energie, să nu mai facă cadouri și să nu cadă în capcane. Asta trebuie să facă astăzi. Și să înțeleagă ce înseamnă spusele lui Kissinger, care sunt elementare din punerea diplomației internaționale, să nu mai vândă nimic, niciun bob de grâu nu mai trebuie vândut, să înțeleagă ce înseamnă relația cu Marea Neagră, pentru că noi suntem, de fapt, relații la două mări, Caspică, Marea Neagră și Caspică, ce înseamnă relația cu Asia, ce înseamnă relația cu China, care este elementară în acest moment. Păi da, astăzi diplomația română nu a vizitat, cred, mai deloc, ca să nu zic absolut deloc, ambasada Chinei astăzi la București. Deci este elementar să ai o această relație. Care este relația ta cu Vaticanul? Păi poziția de la Vatican este colosală pe care România trebuie să o aibă. Care este relația cu Berlin, cu Moscova, cu Washington? Și tot timpul aud chestiunea asta cu americani. Eu vă spun foarte precis un lucru. Americanilor, indiferent că au fost stânga sau dreapta, conservatori sau democrații, nu le-au plăcut niciodată la chei, dar s-au folosit de ei. Acesta este mesajul meu. Foarte Noi important. Trebuie să trăim demni. Și aceasta este linia pe care trebuie să o urmăm, demnitatea poporului român, a noastră tuturor. Sunteți pro-american, rusofil, românofil, pro-chinez, că s-au vehiculat fel de fel de... În primul rând știu sunt, modalități sunt, în care domnul Georgescu s-a exprimat din acest punct de vedere. În primul rând sunt românofil. Perfect. Sunt iubitor al neamului meu și slujitor al lui. Apropo de ce m-ați întrebat, în primul rând ne slujim țara, indiferent de poziția pe care o avem. Vis-a-vis de relația cu Republica Moldova, să știți că e un aspect extrem de important. Fiecare partid, fiecare coaliție în programul de guvernare are trecută relația cu Republica Moldova. Dumneavoastră mai credeți în unirea cu Republica Moldova? Sau pe acest palier, ce credeți că ar trebui făcut? Așa cum a spus conștiința noastră națională, Mihai Eminescu, România este de la Nistru până la Tisa. Și așa va fi în eternitate. Pentru a recupera teritoriile românești sacre, suntem aici de peste 6.000 de ani, înseamnă diplomație de vârf, înseamnă construcție economică. Nu poți să pui un petic peste un alt petic. Așa este. Vis-a-vis de, eu știu, atitudinea din ultima perioadă a UDMR. Și aici mă refer în mod pregnant la atitudinea unor miniștri din cabinetul Ciucă. Ce opinie aveți? Totuși, parcă nu-i prea mult, ei sunt cetățeni români, aparținând minorității naționale maghiare. Au, într-adevăr, un număr reprezentativ de parlamentari, de fiecare dată se agață de putere, e adevărat, sunt susținuți de un electorat destul de stabil, dar parcă din ce în ce mai micșorat, dar ei dovedesc unitate, în cadrul Parlamentului, vreau să spun, eu știu, disciplină și pregătire profesională. Cum ar trebui să ne raportăm în continuare la relația cu, nu pot să-i spun partid, cu această organizație? Un stat slab, cum este astăzi România, cum am spus, care nu are reguli, fiecare atunci aș face regulile lui. Nu ai ce să comentezi la lucrul ăsta, decât atunci când România va fi puternică economică. Da. Momentan, fiecare își face regulile și face orice. Când poporul român se va ridica și vom discuta altfel, așa cum am spus mai devreme, atunci va fi ordine și disciplină. Veți înființa sau ați înființat deja un partid. Nu vă cer să îmi dați numele partidului, nu știu dacă e momentul sau nu să o spuneți în public, însă v-aș întreba cui deschideți porțile de a face parte din partidul dumneavoastră? Tuturor, pentru că așa a fost întotdeauna, am avut un exemplu de mare înălțare în zona Dobrogei, în special, de supremație în arta conviețuirii împreună.
dar mă adresez întregului popor român și în mod special, sigur, celor 70% din clasa votantă, celor care de peste 27 de ani, dacă nu mai bine, s-au săturat să mai creadă în clasa politică. Și conchid la final spunându-vă așa, nu vreau să fac politică, ci istorie. Ar fi extraordinar. Mulțumesc. Mergând mai departe, pentru că am spus-o, a spus-o și dumneavoastră, un moment de cotitură în acest moment pentru poporul român, să nu spun din alte puncte de vedere. Și v-aș întreba, domnule Călin Georgescu, dacă ar fi să transmiteți un mesaj celor, nu, întregului popor român, nu celor 70% care nu s-au prezentat la vot, pentru că până la urmă acei 33% care au votat PSD, PNL, eu știu, USR și AUR, putem spune că au considerat un, îi putem considera un electorat stabil. Cel puțin cei care au votat PSD, PNL sunt acel electorat de după 1990 care, indiferent ce rău ar face aceste partide, tot ștampila pe acestea ar pune un cadru alegerilor. E adevărat, votul e universal, egal, direct, secret și liber exprimat. De ce credeți că e nevoie mai mult ca oricând de o reconciliere națională în a putea transpune în practică aspirațiile poporului român, aspirațiile milenare, cum a spus dumneavoastră, acest moment de cotitură care poate marca sau nu, eu știu, statutul nostru ca, eu știu, ca nație, că până la urmă ați vorbit la un moment dat despre națiunea română. România este dezbinată, a spus-o și dumneavoastră foarte bine. Demnitatea națională suferă. Slugărnicia e mai periculoasă, a spus dumneavoastră la o altă emisiune, chiar decât corupția. De ce trebuie să facem toate acestea acum și nu mai putem aștepta? Pentru că ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în acești 2 ani de zile va marca întreaga omenire, dar și pe noi ca țară, pentru următoarele secole. Întrucât va fi marea schimbare, sigur că da, atât România cât și omenirea întreagă va vedea o altă lume, o lume mult ridicată în conștiință, dar vor fi și foarte multe victime. Vor dispărea țări, vor dispărea popoare, vor fi foarte mulți sacrificați și eu nu vreau să văd poporul român suferind. De aceea este un moment de unitate, este un moment în care trebuie să înțelegem că a treia unire ne va salva definitiv pentru eternitate și doresc poporului român ca mesaj să știe ce vrea și să înțeleagă ce poate. Cu ce partide sunteți dispus să faceți alianță? Nu mă refer să-mi dați numele lor. Cu ce ideologie, cu ce program? Pentru că militați pentru o uniune a tuturor partidelor mici, dacă o tentă, suveranistă, naționalistă. Știți cum, practic, ce ar trebui făcut pentru ca ceea ce dumneavoastră vă propuneți pentru 2024 să se și îndeplinească? Și a doua întrebare, în contextul celor 4 tipuri de alegeri, unde vă vedeți dumneavoastră implicat? La alegeri parlamentare sau prezidențiale? Vă rog. Știți cum spunea Naionescu, că ploaia nu are nici ideologie, nici doctrină. Ea udă pământul pentru a crește grâu. Asta mă interesează și pe mine. Deci oricine este binevenit. Aici avem un singur obiectiv. Ridicarea țării și suveranitatea ei. Deci oricine este bine primit. Iar din punct de vedere al poziției, nu urmărim, nu discutăm aici de poziții, ci discutăm de interesul național. Prin urmare, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, trebuie să ne slujim țara. Momentan este suficient atât. Și credeți că în momentul de față, actuala clasă politică, pentru că dumneavoastră a spus că ați avut discuții cu mulți dintre ei și ați constatat că nu vor să facă pasul înapoi, ei consideră că această legitimitate obținută prin vot, chiar dacă nu s-au prezentat un număr mare de cetățeni la vot pentru a le da această legitimitate, este posibilă și doi, v-aș mai întreba un lucru foarte important, ce veți face dumneavoastră în situația în care veți fi ales președintele României și vă doresc succes, care ar fi primele măsuri pe care le-ați aplica?
nu se pune problema momentan decât a înțelege că trebuie să revenim la zero. Suntem la minus în clipa de față. Momentele sunt dramatice și cred că înainte de a judeca lucrurile din punea al poziției, trebuie să judecăm lucrurile din punea al atitudinii, de al înțelegerii între noi și de a adopta cu toții, fără excepție, unitatea de care are nevoie poporul român. Singurul cuvânt pe care pot să-l rostesc astăzi este unitate. Dincolo de acest lucru, nu se mai poate spune altceva decât poziția de atitudine demnă pe care trebuie să o ridicăm din acest popor ancestral și care a știut dintotdeauna și exact când trebuie să-și unească forțele, să înțeleagă istoria strămoșească și să aibă o poziție, cum spuneam, demnă față de viitor. Bun. Într-o anumită măsură, totuși, în situația politică actuală generată de modalitatea în care ambasadele intervin în viața politică internă a României, reacțiile ambasadelor care încalcă dispozițiile tratatului de la Viena privind dreptul consular, dreptul diplomatic și consular, nu credeți că ar trebui o altă atitudine? Dumneavoastră ați lua o altă atitudine dacă ați avea puterea de decizie? Domnul Sultan, nu este nesemnificativ acest lucru. Pentru că statul român astăzi este un stat slab, v-am spus, sărac și înapoiat. Nu ai ce să comentezi la lucrul ăsta. Eu mă mir că și așa se întâmplă atâta. Însă cert este că, pe de o parte, nu e vorba de neapărat de poziția noastră, ci e vorba de poziția lor, care este lipsită de demnitate și lipsită de onoare față de ceea ce ni s-a spus totdeauna, că Occidentul este civilizat. Occidentul este necivilizat și lipsit de condescendență față de relațiile umane, atâta timp cât ei nu fac altceva decât să jefuiască o țară. Fie că este România, fie că este Somalia, sau Burkina Faso, sau Senegal. Este egal acest lucru. Important este modul în care tratezi ca ființă umană relația cu apropiații tăi. Pentru că mai avem decât 2 minute, aș dori, domnule Călin Georgescu, pe final să transmiteți un mesaj poporului român, telespectatorilor postului de televiziune Capital TV și în mod special celor 70% de români, cetățeni români cu drept de vot, care nu s-au prezentat la alegerile din 2020, de ce ar trebui să o facă în 2024, de ce ar trebui să voteze partidul nostru și implicit Călin Georgescu, candidat la funcția de președinte al României. Luptați pentru demnitatea voastră, fiți mândri că faceți parte dintr-un popor ancestral, un popor istoric, un popor care a dat minți luminate și eroi cum nu au mai fost pe fața Pământului și este șansa unică pe care o avem să spunem răspicat cine suntem și să știm exact unde ne îndreptăm atâta timp cât vom cunoaște istoria noastră. Vă aduc pe toți împreună către același sâmbure al adevărului și adevărul tuturor lucrurilor care se numește Dumnezeu. Să sperăm că adevărul va triumfa, să sperăm că în 2024 românii vor fi prezenți la vot într-un număr mult mai mare. Mulțumim domnului Călin Georgescu pentru prezența în studioul Capital TV. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare. Toate cele bune. Mult succes, domnule Călin Georgescu. Mulțumesc și eu foarte mult. Întreprinde să faceți toate cele bune.